Domnule Usat, bună seara! Avem și puțin timp la dispoziție în această emisiune. Înțeleg că aveți detalii care nu suportă amânare. Vă rog. Da, bună seara! Am privit cu mare atenție ce s-a discutat la dumneavoastră în studio. Aș vrea să fac o concretizare foarte importantă care ați discutat ultimele 5 minute. Ca să fie clar, în această pușcărie, unde la moment se află Vitalie Proca, stă unul din frații Mararu, cel care a fost condamnat pentru organizarea, pentru comanda umorului din Vitan, la București. Acest Mararu a făcut-o prin Ion Druță, alias Pisatel. Asta a fost demonstrat clar de autoritățile române și pentru asta Druță are și mandat de arest. De atâta flăcăit la Chișinău și l-a ascuns pe Druță în penitiar din Chișinău să nu chiși pe mâna românilor sau englezilor. Și persoanele, după cum am înțeles, chiar am vorbit și eu cu cineva din organele de drept din România, persoana deținutul care a stat cu Proca în celulă și a provocat acest incident, într-adevăr, este condamnat pentru 8 ani de pușcărie, a doua persoană este condamnată pe viață, deci unul din ei este membru grupării lui acest Mararu, care este prieten de foarte mulți ani și prieten și complice, spuneți cum vreți, cu Druță, alias Pisatel. Iată e tot de asta și apare întrebarea, știți cum? Adică Druță stă la Chișinău, amicul lui Mararu stă într-o pușcărie unde se află Proca și amicul lui Mararu încearcă să-i fac ceva lui Proca. Adică e clar că bună ziua. Asta, deci cum, ar fi asta... cum ar fi putut fi pusă la cale, eventual, dacă a fost pusă la cale, sau nu e o coincidență sau nu, acest transfer? Și dacă nu este o coincidență, cum este posibil și la ordinul cui, la comanda cui? Cine câștigă de pe urma... sau cine a comandat acest transfer și din pentru ce? Din ce cunosc eu și din ceea ce am colaborat cu organele de drept din România, este clar că mai mulți oameni din Republica Moldova care au lucrat și lucrează pentru Vladimir Plahotniuc au încercat să facă totul ca să închidă gura lui Proca prin metode diferite. Au băgat-o la pușcărie pe soția lui Proca, l-au băgat în pușcărie pe David Davitean, l-au trimis pe Cejicenco la București, numai că Cejicenco a dat-o în bară și acolo, care i-a propus, toată lumea deja știe ce, știți cum? Și astăzi când toată lumea înțelege a cui este acest Ion Druță, mai ales cunosc toți polițiștii de la crimă organizată. Știi? Apropo, vreau să fac un apel, mai ales la cei care acum sunt pensionari. Toată poliția, pentru mine a fost o mare surpriză să aflu, că toată poliția criminală din Republica Moldova cunoaște că Ion Druță este omul din anturajul lui Plahotniuc și este omul lui în ultimii 15-20 de ani. Acolo sunt versiuni diferite. Adică pentru polițiști asta nu e un secret. Că de câte ori Druță a nimerit în situații diferite când a avut probleme cu legea, tot a fost scos din pușcărie. Până la urmă și am văzut și declarația a lui Dorin Chirtoac într-o emisiune unde și el a spus despre asta. Vă dați seama, adică toată lumea știe, dar procurorii de la Chișinău se fac, știți cum, cător. Din păcate, timpul nostru este la limită. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vom reveni cu detalii eventual pe care nu le-am aflat în această seară. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.